Urmează acum o știre care pentru trăitorii din rural poate fi extrem de importantă. Persoanele care încă nu au calitatea de pensionar și care vor să-și completeze stagiul de cotizare pentru dreptul la pensie vor putea să plătească retroactiv contribuția la sistemul public pentru cel mult 6 ani. Este însă important de știut condițiile și termenii în care se realizează acest lucru. Are toate informațiile legate de acest subiect colega mea Elena Picu. În perioada următoare își vor produce efectul un pachet de legi care se aplică în mod special pensionarilor, categorie socioprofesională, care mai ales în contextul scumpirilor la utilități din ultima perioadă, dar și al sezonului rece care tocmai se apropie, au nevoie de acești bani. Casa de pensii Argeș dorește să vină în întâmpinarea și persoanelor din mediul rural, persoane care au acces la informații puțin mai greu, și le comunicăm că în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă mai au posibilitatea până la data de 31 august 2023 să-și plătească retroactiv contribuția la pensii pentru maxim 6 ani. Și această informație se adresează în special celor care nu au stagiul minim de cotizare, în cazul bărbaților acesta fiind de 15 ani, stagiul necesar pentru a obține o pensie în sistemul public de pensii. Astfel că o persoană, bărbat să spunem, care s-a apropiat de pensie și nu are cei 15 ani de cotizați de muncă, poate încheia un contract cu casa de pensii în care își plătește această diferență. De exemplu, mai are un an, poate să plătească acel an în baza acestui contract. Pentru anul în curs, pentru anul 2022, plata este de 638 de lei pe lună. Aceasta este contribuția pe care poate fi plătită, minimum de contribuție. Când merg la casa de pensii, viitorii pensionari trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate, în baza căreia se încheie și un contract de asigurare. Contractul este în două exemplare, un exemplar la solicitant, un exemplar la casa de pensii, iar suma poate fi plătită prin casele instituției o singură dată sau eșalonat, dar până la 31 august 2023, cel mai târziu. După această perioadă, ce se întâmplă? După această perioadă se încheie acest act normativ care spune că putem plăti retroactiv pe 6 ani în urmă, cel mult 6 ani din urmă. Poate plăti orice perioadă din cât de vechi, doar că suma plătită este aceeași, 638 de lei pe lună. Că plătește să-și întregească, nu știu, n-a lucrat în anul 2011 sau n-a lucrat în anul 1967, suma este aceeași, 638 de lei pe lună.